și ăștia sunt frumoși, uite. Hai cu negri, nu place la nimeni negri, nu place, eh? Ia uite mă, și eu vreau să fac cadou din negri ăștia, să scap de ei. A, dar vezi că cele pe negru sunt cele mai bune mame, să știi. Fac și pui mulți și... au și grijă de pui. Melteira, mersi Melteira. Ce nume? Melteira. Frumos nume. Hai cu negri, hai cu negri. Nu place la nimeni? Da, 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 da. Am luat o pereche din ferentar și acum nu mai scap de ei. Uite, jos am numai gri. Să nu vă aud că e cu negru, că e... A, trebuie să mai închidem blana la... La gri. Că dacă nu bași puțin negru... Griu se face gen cum sunt iepurii de câmp. Și de-aia trebuie din când în când să mai băgăm și negru, să mai închidem blana. Da, doar pe ăștia îi ocolești de la mijloc. Și griu e frumos. Ia uite, ăsta știe că e filmat. Ia uite-l ce impresie are pe el. Ia uite, vezi? Știe că e filmat și de-aia. Hai, hop sus! Am început să-i dresez. Hop sus, hai! Hop sus! Tot uriaș german, dar gri. Pe gri. Uite. Aha, s-a ascuns. Nu le place la poză. Vorbim în privat. Imagini cu impact emoțional. Cum ați văzut puii, gata, ați început să cumpărați. Da, vezi că e la pagina de profil, numărul de telefon. Ne auzim după live, ne auzim la telefon. Da, na, vezi că dacă îi dau drumul pe câmp, doar îi spun adresa unde să se ducă și o ia pe jos până la tine. Dar să nu fie mai mult de 2000 de kilometri. Da, departe. Aveam un urmăritor care mă suna pe la 2-3 noaptea să mă întrebe dacă îi trimesc și lui un iepure prin curier. El credea că iepurii... Salut, Grigore! Că iepurii sunt pizza, îi trimesc prin curier. Și l-am sunat și eu pe la 3 noaptea, zic, vezi că ți-am trimis iepurele, du-te că e la poartă, te așteaptă. Și după aia m-a sunat înapoi și a zis că nu e niciun iepure la poartă.
Zic, ce ghinion, s-o fi rătăcit pe drum, sărac. Eduard, pe unde mai ești, mă? Pe da, mă, Vlad, numai la 3 noaptea mă suna ca să-i trimești și lui un iepure. Îmi trimite și mie un iepure, Am sunat și eu tot pe la 3 noaptea și i-am zis, vezi că e la poartă iepurele. Ai, da de bine pe acolo, că văd că nu mai pleci. Văd că nu mai pleci din Germania. Ai montat vreo femelă pe acolo. Da, mersi, Camelia. O, Roland, salut, Roland. Vezi că întâi dau cu ouă și pormă te salut. De obicei vin oamenii și își cumpără. Vin și aleg. Nu vreau să mă duc pe drum cu ei, să astea, și când ajung cu ei să zică că nu le place. Vii, îți alegi de aici, am 50-60 de iepuri, vii și îți alegi. Care îți place pe la ei. E altceva să cumpere așa din poze, din filmări, și altceva când vii și-l vezi. Bă, cât vrei pe o pereche de iepuri, bă? Mariane, așa se vorbește acolo în zona aia la tine, bă? Hm? Băi, nene, oamenii ăștia or fi crescut toți în pădure? Da, nu-i problemă, dar mă gândesc așa. Zic, nu sunt. Pe dacă or fi mari, normal că se bat. Da, nu-i problemă, Mariane, dar na, vorbim toți. E urât așa pe astea să... Când vorbim noi în privat, vorbim cu bă, ne mai înjurăm.